Bună din nou! Eu sunt Alex, iar astăzi vom vorbi despre top 3 foarfece de tăiat crengi care se încadrează în bugetul tău. Atunci când vrem să alegem cea mai bună foarfecă de tăiat crengi, ținem cont în primul rând de preț și tipul de lemn care urmează a fi tăiat. Mai mult, ne construim o ierarhie având ca factor principal tipul foarfecii, ergonomia, mânerele și materialul. Secretul alegerii celei mai bune foarfece de tăiat crengi constă în caracteristicile sale, astfel încât să facem cea mai bună alegere în raport cu nevoile noastre. Asta am făcut și eu, din dorința de a găsi cea mai bună foarfecă de tăiat crengi. În următoarele minute îți voi arăta care sunt tipurile de foarfece de tăiat crengi care mi-au plăcut și pe care le poți lua și tu în considerare. Găsești linkurile spre fiecare dintre ele în descriere. Cele mai bune 3 foarfece de tăiat crengi din punctul meu de vedere sunt 1. Foarfeca extensibilă pentru tăiat crengi groase micul fermier. 2. Foarfeca profesională japoneză Okatsune. 3. Foarfeca universală lungă pentru grădină Fiskars. Prima în topul meu este foarfeca extensibilă pentru tăiat crengi groase micul fermier fabricată din aluminiu. A fost creată cu mânere extensibile până la 1005 mm și poate tăia crengi verzi și groase cu diametrul de până la 50 de mm. Este creată cu o lamă foarte ascuțită din oțel și o lamă dublă zimțată. Este deosebit de impresionantă în ergonomie și oferă tăieri precise și ușoare. Datorită greutății proprii de aproximativ 1,7 kg și a geometriei bine gândite a mânerelor, această unealtă de grădină se potrivește confortabil în mână. Mai mult decât atât, vine la set și cu o lamă de rezervă. Pe locul 2 în topul meu este foarfeca profesională japoneză Okatsune. Cu o lungime de 202 mm, foarfeca profesională Okatsune este potrivită în special pentru mâinile mari. Lama are două poziții de tăiere, ceea ce înseamnă că lemnul cu un diametru de până la 25 mm poate fi tăiat cu ușurință, fără a deteriora planta în mod inutil. Forma în V arcului asigură că sarcina de tăiere este distribuită uniform pe lungimea arcului, garantând o închidere ușoară. Fabricate în Japonia, lamele acestei foarfece sunt foarte dure și rămân ascuțite mai mult timp datorită oțelului japonez folosit la fabricație. Seva este îndepărtată de lame datorită designului lor unic. Dispozitivul de blocare din partea de jos a mânerului are o acțiune ușoară, care este ușor de utilizat chiar și cu mâinile sau mănușile umede și murdare. Cea de-a treia preferință în topul meu este foarfeca universală lungă pentru grădină Fiskars. Cu lamele sale ascuțite este ideală pentru lemnul verde și este potrivită pentru tăierea ramurilor sau crenguțelor de copaci, arbuști și gard viu cu un diametru de până la 3,2 cm. Lungimea mânerului permite atingerea unui interval maxim de tăiere de 4 metri. Foarfeca universală lungă pentru grădină Fiskars este ușor de utilizat în ramurile dense. Capul rotativ la 230 de grade permite tăierea ramurilor în toate direcțiile, facilitând munca grădinarului. Sistemul de cabluri intern asigură o putere maximă de tăiere. În următoarele minute vom vorbi despre cele mai bune caracteristici pe care o foarfecă de tăiat crengi trebuie să le dețină. La ce trebuie să fii atent atunci când alegi foarfeca de tăiat crengi? Atunci când faci selecția, ar trebui să dai atenție în primul rând naturii lemnului de tăiat. Lemnul tare este cel mai bine tăiat cu o foarfecă tip nicovală. Aici cuțitul în formă de pană pătrunde mai ușor și este susținut de nicovală. Acest lucru permite transferul mai multor puteri către materialul de tăiat. O tehnică de nicovală fără gol este importantă pentru o tăietură curată. La tăierea lemnului proaspăt, pe de altă parte, se recomandă o foarfecă cu două tăișuri. Deoarece cuțitele sale ascuțite cu precizie alunecă unul pe lângă celălalt, foarfeca permite o tăiere ușoară, aproape de trunchi, ceea ce este deosebit de avantajos pentru ramurile și crenguțele tinere și proaspete. Toate tipurile de foarfece pentru tăiat ramuri ar trebui să fie fabricate din oțel de înaltă calitate, șlefuite cu precizie ulterior, ori de câte ori este posibil. Astfel de foarfece ascuțite taie precis chiar și după 1000 de tăieturi. Încuietorile de siguranță care pot fi acționate pe ambele părți, potrivite pentru dreptaci și stângaci, asigură că uneltele pot fi depozitate în siguranță după utilizare.
deoarece acest instrument este conceput doar pentru lucrări minore în grădină, ergonomia și manevrabilitatea joacă un rol important în decizia de cumpărare. Din punctul meu de vedere, foarfecele mecanice de tăiere nu ar trebui să cântărească mai mult de 250 de grame pentru o muncă fără efort. Dispozitivele bune au o reglare optimă a mâinii și ergonomie datorită diferitelor lungimi, lățimi și dimensiuni de prindere. Mânerele din două componente asigură o prindere sigură și confortabilă. Butoanele de blocare perfect formate și poziționate sunt la fel de ușor de utilizat atât pentru utilizatorii dreptaci, cât și pentru cei stângaci. Arcul ar trebui să fie integrat în carcasă cât mai invizibil posibil, pentru a preveni murdărirea cât mai puțin posibil. Lungimea unei foarfece de tăiat ramuri variază aproximativ între 180 și 1000 de milimetri. Cu cât instrumentul este mai lung, cu atât este mai potrivit pentru mâini mai mari și invers. Specificațiile unui anumit model trebuie să includă o referință la grosimea maximă de tăiere, care este de obicei între 19 și 50 de milimetri. Grosimea minimă este de 3 până la 5 mm. În cele mai multe cazuri, foarfecele cu o lungime totală de aproximativ 20 până la 22 de cm pot fi ghidate cu ușurință cu o mână de dimensiuni medii. Foarfecele mai scurte sunt deosebit de confortabile pentru o mână mică. În plus, lățimea de prindere poate fi ajustată la unele modele în funcție de mărimea mâinii. De regulă, producătorii fac lamele din oțel călit, lama superioară fiind acoperită cu teflon. În cele mai multe cazuri, producătorii folosesc aluminiu ușor pentru mânere, iar un plastic PVC servește ca acoperire antialunecare pentru mânere. Nu uita, găsești toate cele trei link-uri către produsele prezentate direct în descriere. În cazul în care ți-a plăcut această prezentare, nu uita să lași un like și să te abonezi la canalul meu de YouTube. Pe curând!